seara și bine ați venit la concertul nostru din această seară, care are o tematică deosebită, fiindcă mâine e Valentine, ziua îndrăgostiților. Am ales ca să avem această tematică în această seară. Vom avea o temă foarte interesantă, începând de la Bach până la Prokofiev și chiar Sarasate. Avem o paletă largă de muzică clasică în această seară și sperăm să vă placă foarte mult. O să interpretez împreună cu prietenul meu, cu Gala Pino de la Filarmonica, va cânta la vioară, eu voi acompania la pian. Prima piesă pe care vom interpreta se numește Nocturnă, opus 9, numărul 2, de Frédéric Chopin. Apoi urmează Fox Dance, de Wagner Leo, urmat de Antoine Dvorak, Umoresc, opus 101, numărul 7. Vă dorim audiție plăcută!
urmează Rondo de Johann Sebastian Bach, iar apoi o să cântăm un Rondo scris de subsemnată. Thank you.
clasicismului și urmează o sonată de Mozart în mi minor, partea 1 și partea 2, KV 304, iar apoi vom cânta o romanță în fa major pentru vioară și pian, opus 50 de Ludwig van Beethoven.
Urmează două părți din baletul Romeo și Julieta de Prokofiev, Dansul Cavalerilor și Dansul Antigonei. Este o piesă modernă, de aceea o dintre plăcută și la aceasta. Thank you.
urmează ultima piesă din concertul nostru, care se numește Țiganii Advisor, opus 20, de Pablo Sarasate. E și piesa preferată violonistului, așa că ascultați cu drag. Thank you.
mulțumim frumos! Cu această piesă, concertul nostru a luat sfârșit. Mulțumim că ați venit și ne-ați ascultat și noi așteptăm cu siguranță și cu alte ocazii, înainte de a vă cânta ultima piesă de vis, Poruna Capeța. Concertul intitulat Culorile Primăverii, unde vor interpreta elevii mei la pian și vocal. Așa că vă așteptăm cu mare drag, iar cei care doriți să susțineți aceste programe muzicale, este o cutie de donații la ieșire. Vă mulțumim mult și o seară plăcută în continuare. Vă mai așteptăm. La revedere!